Șurana, ai ascultat Perfect și piesa asta mă face mereu să mă gândesc la un dans romantic, frumos, îmbrățișați, strâns. E, dansăm de ceva vreme împreună cu Adriana Mitu, trainer de parenting și prietena noastră, printre diferitele tipuri de inteligență pe care copiii noștri le au. Iar Adriana vine cu propuneri de jocuri care să ne ajute să dezvoltăm părțile care merită dezvoltate și care au nevoie la copiii noștri. Astăzi Adriana vine cu o inteligență care ne place și ei și mie, inteligența interpersonală. Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața, Ruxandra! Tare mi-a plăcut subiectul de azi, să știi! Și mie îmi place foarte, foarte mult inteligența interpersonală. În general, ne plac tipurile de inteligență la care noi suntem buni. Normal! Știm cu ce se mănâncă. Așa m-a îngrijorat când, m-a îngrijorat când ai venit atunci cu inteligența logico-matematică. Eram așa ca pe spini. Acum mă simt bine, mă simt ca pe puf. Da, știu ce spui și eu. Inteligența logico-matematică, vizual-spațială, încă lucrez la ele. Probabil voi lucra undeva până pe la 80 de ani. Adriana, de ce e tare importantă inteligența interpersonală? La ce folosește? Este foarte importantă pentru că, haideți să ne gândim că formăm relații peste tot unde mergem. Fie că vorbim de sfera profesională, la școală, la mai târziu la un interviu sau la locul de muncă, acasă, cu familia, cu viitorul partener de viață, aici mă refer pentru copii. Indiferent unde mergem, în orice context mergem, noi trăim într-o societate. Și de modul în care noi ne adaptăm la această societate depind relațiile noastre cu ceilalți și cum suntem noi în relațiile respective. Așadar, inteligența interpersonală este undeva foarte, foarte, foarte sus în nevoile noastre. Adevărat. Acest tip de inteligență este specific copilului care relaționează foarte ușor cu ceilalți, care este foarte sociabil, căruia îi plac jocurile de echipă, sporturile de echipă, care știe să soluționeze conflicte. Cei care se pricep foarte bine la partea aceasta de interrelaționare. Interesant cum spui tu așa și mă gândesc dacă ai un copil pe care îl vezi mai stângaci, în interacțiunile sociale, îl poți ajuta cumva? Bineînțeles, sunt o mulțime de jocuri. Eu astăzi am venit doar cu 3 dintre ele. Sunt foarte multe jocuri în sfera aceasta. Este esențial să înțelegem că copiii sunt în general buni pe 3-4 tipuri de inteligență. Nu sunt foarte puțini, sunt buni la toate și foarte puțini dintre noi suntem buni la toate. Și atunci e nevoie să sprijinim partea aceasta care este mai puțin dezvoltată. Natural. Și astăzi vă propun următoarele jocuri. Am să încep cu prietenii mei imagini. Este un joculeț foarte simplu. Ce aveți nevoie să faceți este să alegeți diferite imagini sau sticăre și să vorbiți cu copilul despre cum sunt prietenii săi și toate persoanele importante din viața sa, atribuindu-le o imagine, lăsându-l pe copil să atribuie imagine. De exemplu, Mara este ca un soare. Florin este ca un dragon. Și să vorbim pe partea aceasta cu copilul despre fiecare situație în parte. De ce este ca un soare? Ce te aduce în viața ta? De ce Florin este ca un dragon? Ce s-a întâmplat? Sau în general? Da, interesant joc. Uite, s-a notat, să știi. Al doilea joc despre care o să vorbesc este lista unui bun prieten. Ok. Spuneam că al doilea joc este lista unui bun prieten. Iar aici ce aveți nevoie să faceți este să discutați cu copilul despre valorile pe care el le are într-o relație. Dacă este mai mic și nu înțelege conceptul de valoare, vorbim despre lucrurile pe care le prețuiește la un prieten. Spre exemplu, generozitate, iubire, iertare și așa mai departe. Practic, de ce are el nevoie să aducă într-o relație? Și aici am să te întreb și pe tine, ce ar cuprinde lista unui bun prieten la tine? O, Doamne, loialitate, aș zice, încredere și cred că ajutor la nevoie, care să fie reciproc. Nu cred în relațiile unidirecționale, cred că l-am dat se obosește unul din cel care dă obosește dacă nu primește. Așa e, da, așa e. Cred că echilibru. Partea cu încrederea și la mine
și cu ajutorul, pentru că avem nevoie de sprijinul prietenilor atunci când trecem prin momente mai dificile, la rândul nostru să le oferim sprijinul, pentru că asta este și ideea, să-i explicăm copilului că pentru a avea noi astfel de prieteni este nevoie ca înainte de toate noi să fim un astfel de prieten pentru ceilalți. Da, frumos. Și îți mulțumesc că m-ai întrebat. Nu știu dacă mi-am mai pus așa clar întrebarea asta. Spune-mi și de al treilea joc. Al treilea joc, am mai vorbit despre el, este Detectivul Emoțiilor, în care, în timp ce așteptați la coadă, pe bancă, în parc, stați cu copilul și vă uitați la toți cei din jur și urmăriți ce fac și ce emoții aduc în corpul lor. Mai întâi verbalizați voi emoțiile, pentru că un copil impus nu va ști să le spună dacă nu le aude în fiecare zi. Și apoi îl întrebați pe copil, ia să vedem, cum crezi tu că se simte doamna, care căruia tocmai i-a căzut coșul, plasa cu mâncare din brațe. Da, îmi place jocul ăsta și scoate la iveală niște lucruri, da, într-adevăr. Adriana, ca de obicei, ai venit cu trei propuneri interesante. Să știi că, chiar dacă Tudor al meu e un pic mai mare, de obicei savurează jocurile pe care le propui tu. Îți mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc, Roxandra. O zi bună și o săptămână ușoară. La fel și ție, Adriana. A fost cu noi Adriana Mitu, prietena noastră și trainer de parenting, cu trei propuneri de jocuri, 1 și 1, aș spune. Inteligența interpersonală, o inteligență de care avem toți nevoie. Chris Rea, Driving Home for Christmas, rămâi cu mine.